dragi prieteni, vedeți circul mediatic construit în jurul aparițiilor primelor vaccinuri anti-COVID. M-ar fi bucurat foarte mult ca guvernul României, ca acești conducători pe care i-am avut până acum, să fie interesați de românii care stau de zile întregi la granița dintre Marea Britanie și Franța și care sunt părăsiți de statul român, care nu face eforturi, pentru că nu e așa, nu e o operațiune care să le aducă beneficii de imagine. Suntem alături de ei, o să vă arăt declarația pe care am avut-o la o televiziune și totodată vreau să reconfirm poziția pe care Auro o are legat de vaccinare. Suntem împotriva obligativității vaccinării și de asemenea suntem împotriva condiționării actului de vaccinare pentru români. Niciun român, indiferent de meserie, nu trebuie obligat, nu trebuie condiționat pentru călătorii, pentru acces într-un magazin sau altul, sau într-o țară sau alta, de realizarea vaccinului. Este important pentru libertatea noastră și la fel este important și trag un semnal de alarmă, aduceți-i pe românii blocați oriunde pe glob acasă. Acum, dacă domnul Aurescu tot e confirmat ca ministru de externe, ar trebui să lase negocierile un pic deoparte. Avem 350 de români blocați între Marea Britanie și Franța. E o situație critică acolo. Eu o să vreau să vedem imagini de acolo, pentru că acesta este un subiect foarte important, domnilor și domnilor. Români blocați între Marea Britanie și Franța. Acum știți foarte bine care este motivul. Motivul pentru care s-au întrerupt legăturile aeriene, dar este și acest blocaj din partea Franței pentru cei care vin din Marea Britanie. Toate aceste decizii sunt legate de faptul că în sudul Marii Britanie, și vedeți imagini, în sudul Marii Britanie există această mutație a virusului SARS-CoV-2. Această mutație nu face acest virus, așa cum explicam și aseară, să fie mai letal. El însă are o capacitate de transmitere mult, mult, mult mai mare. Mult mai mare. Domnul Sibion spune, ce facem cu românii aceștia? Ei trebuie să se întoarcă acasă. Tot români sunt, tot de-ai noștri sunt. Nu putem face cum a făcut Klaus Iohannis. Când votau, erau buni, când votau Klaus Iohannis PNL. Acum că n-au mai votat cu Klaus Iohannis și cu PNL, cei din diaspora nu mai sunt buni și sunt pleava societății. Sunt tot de-ai noștri, fac parte din poporul român. Haideți să-i primim acasă de sărbători. După sărbătorile de iarnă trebuie să redeschidă școlile pentru profesori, pentru părinți și pentru generațiile care vin.